Cer astăzi public domnului prim-ministru Dacian Cioloș schimbarea prefectului de Telorman, doamna Carmen Dan. Este o realitate, este un membru PSD activ și atâta timp cât guvernul României este un guvern tehnocrat, așa cum a început schimbarea în celelalte județe, cerem și pentru Telorman să fie echitate și echilibru. Nu poți să te implici în campanie ca prefect, nu poți să îndrumi oamenii și să ameninți oamenii, nu poți să intimidezi candidații Partidului Național Liberal și să faci campania atât timp cât ești trimisul guvernului în teritoriu. Odată ce Ponta a plecat, mi se pare normal ca și doamna Carmen Dan, care este omul lui Dragnea, care este pusă de Dragnea și care face echipă cu domnul Dragnea, să rămână în această funcție. Dacă nu există un blat între Dragnea și Cioloș, vrem să vedem lucrul acesta acum. Mi se pare normal ca instituțiile statului să nu facă campanie electorală. Oamenii tehnocrați să fie puși în funcție, iar și prefectul județului Telorman trebuie să fie un tehnocrat. Domnul Cioloș are această posibilitate de a demonstra că și la Telorman trebuie să fie o campanie curată și niște alegeri echilibrate. Vă mulțumesc!